regăsit! Schimbăm astăzi registru și discutăm despre pandemia COVID-19, despre cum a schimbat pe mine pandemia COVID-19, acum că tot s-a împlinit un an de când a luat naștere pandemia la nivel global și poate este pleonasm pentru că pandemia poate fi doar la nivel global. O să schimb registrul puțin și să diversific conținutul pe acest canal și cu această ocazie am nevoie de impresiile voastre în comentarii, să-mi spuneți ce subiecte ați vrea să mai abordăm, nu pentru că opiniile mele ar fi de interes național, însă aș vrea să diversific conținutul. Și acum o să intru în miezul problemei și o să discut despre cum a schimbat pe mine pandemia COVID-19. Ei bine, chiar la începutul pandemiei, anul trecut în martie, am stat foarte speriați în izolare acasă, în carantină. Nu am avut COVID-19, însă a trebuit să stăm în carantină. Mulțumim lui Dumnezeu că am ieșit cu bine din treaba asta, dar vă dați seama ce experiență traumatizantă a fost. Din cauza faptului că nu am mai fost puși în această postură, așa cum nici voi nu ați mai fost puși. Eu de profesie sunt jurist, asta ca să vă răspund la una dintre întrebările din Q&A-ul promis, o să-l facem și pe acela, dar eu la Facultatea de Drept am învățat un lucru foarte, foarte interesant. Faptul că medicul are în mână sănătatea omului, iar juristul, omul de drept, avocatul, magistratul, are în mână libertatea omului. Sănătatea și libertatea sunt două valori fundamentale fără de care omul nu poate exista. Ei bine, aceste două valori fundamentale au fost îngrădite în totalitate. Sănătatea a fost aspru amenințată, libertatea a fost aspru îngrădită, iar normalitatea a căpătat cu totul alte valențe. De aici au luat naștere multe alte dezastre, pe lângă virusul în sine. Am citit multe statistici cum că a crescut rata sinuciderilor, rata depresiilor și de ce s-a întâmplat asta, cel puțin așa îmi explic eu, omul dacă nu se poate ajuta pe sine, trebuie să fie ajutat, pentru că este o ființă socială și dacă nu a avut cine să-l ajute, s-a pierdut. De asemenea, normalitatea a căpătat alte valențe, ceea ce era pentru noi foarte normal să ne plimbăm prin parc, să mergem la o nuntă, la un botez, să luăm cina cu prietenii, să mergem până la magazin, nu s-a mai putut. Aceste drepturi și libertăți au fost aspru îngrădite și a trebuit să ne adaptăm. Dar ne-am adaptat cu un preț. Ne-am schimbat. Cel puțin eu așa consider. Prețul pe care l-am plătit din cauza acestui virus este faptul că ne-am schimbat. Unii mai bine, alții mai rău. Ideea este că pandemia asta, cel puțin în accepțiunea mea, din unii oameni a scos cei mai buni, din alți oameni a scos cei mai rău. Asta pentru că cel puțin eu am învățat să fac dihotomia aia dintre sacru și profan. Adică am învățat să discern ceea ce este cu adevărat important la nivel celular, dacă îmi permiteți exprimarea, și ceea ce este mai puțin important la nivel profan, adică familia pentru mine este foarte importantă, este cel mai important lucru din viața asta. Și am înțeles asta mai mult decât oricând anul trecut, asta pentru că pentru noi ca familie a fost un an foarte greu, nu doar din cauza virusului, ci și din cauza faptului că am pierdut persoane dragi nouă și cu atât mai mult am învățat să ne apreciem unul pe altul. Familia este o microsocietate, iar în momentul în care se destabilizează eșafodajul acesteia, se pierd niște lucruri tare importante și încă ceva, am învățat încă o dată faptul că totul în viață este reversibil, mai puțin moartea. Asta clar, putem repara orice dacă suntem, dacă nu suntem nu mai putem repara nimic. Ce am mai învățat eu este responsabilitatea civică care se tot vehiculează în social media, la televizor, unde se hiperbolizează foarte, foarte mult lucrurile. Ideea este că schimbarea este la noi, responsabilitatea stă în mâinile noastre, degeaba spunem că X și Y nu este responsabil sau că nu face sau că nu drege dacă nici noi nu facem lucrul ăsta. Nu cere ceea ce tu nu poți să dai. Cum a mai schimbat pe mine pandemia? Am învățat, acum pe bune, cred că toată lumea a învățat treaba asta, să îmi prețuiesc mai mult casa, adică am stat mai mult în casă, am descoperit fiecare colțișor al casei, am început să vreau să-mi, uite așa a luat naștere, dacă îmi permiteți exprimarea, camera asta care era un dormitor unde aveam un pat cât toată camera, am vrut să-mi fac un loc al meu, unde să stau eu cu mine, să descoper, să redescoper lucrurile frumoase pe care nu le mai puteam găsi afară, pentru că nu mai puteam ieși.
Anul trecut de Paște, mi-amintesc pentru că se tot apropie Paștele, a fost prima sărbătoare în care eu cu soțul meu am petrecut-o singur. Pentru noi nu exista să nu petrecem sărbătorile în sânul familiei, cu părinții. Nu, n-a mai fost posibil treaba asta. Asta și pentru că am fost responsabili noi, luând contact prin prisma joburilor amândurora cu foarte multe persoane, am ales să-i protejăm și să nu mergem atunci acasă, când era isteria aia mare, oricum ieșeai cu declarație, noi suntem din Tulcea deloc. Deci, normalitatea a căpătat total alte valențe. Până la urmă, te face să te întrebi, băi, ce este normal și ce ni se cuvine de fapt și ce nu. Pentru că faptul că tu puteai să ieși, acum locuiesc în Constanța, faptul că puteam ieși pe malul mării să respir aer curat, nu mi-amintesc anul trecut de câte ori am fost. Cred că n-am fost nici la plajă. Anul trecut chiar nu am fost la plajă, deși plajele de multe ori au fost pline și litoralul a mers înainte. Au fost câteva luni așa de respiro, parcă, în perioada sezonului estival, dar am ales să nu merg la plajă, totuși. Asta e tot o dovadă de responsabilitate. Și nu o să intru acum în teoria ale conspirației și nici nu vreau să polemizez discuția asta pe care o am eu astăzi cu voi, pentru că știu că există persoane care nu cred în existența acestui virus. Este stricta lor părere, o respect. Asta nu înseamnă că trebuie să achesez la ea sub nicio formă. Virusul există, însă se hiperbolizează foarte mult, bineînțeles. Există persoane care au murit din cauza acestui virus, cunosc persoane care au făcut acest virus forme foarte grave. Deci el există, ideea este că într-adevăr trebuie să extragi foarte bine informația și să o filtrezi. Pe mine m-a schimbat foarte mult pandemia asta și prin prisma faptului că poate m-am apropiat mai mult de Dumnezeu, deși eu sunt o persoană credincioasă, sunt ortodoxă, oricum sunt credincioasă. Asta nu înseamnă că merg în fiecare zi la biserică sau în fiecare duminică la biserică, dar mă rog, Dumnezeu este în primul rând în noi și nu trebuie să-L căutăm undeva, El este în noi și îl găsim în noi. Dar m-am apropiat mai mult de Dumnezeu, într-adevăr, și am discutat cu mai multe persoane care, într-adevăr, omul în momentul în care simte că nu mai are ajutor de nicăieri și că nu se mai poate ajuta, parcă se apropie mai mult de Dumnezeu și înțelege mai mult niște lucruri. Așa s-a întâmplat și în cazul meu. Am căpătat și niște temeri și niște anxietăți, într-adevăr, deși eu prin prisma zodiei mele sunt rac. Am niște frici, niște anxietăți și niște obsesii la care nu pot renunța. Ei bine, acestea s-au acutizat în pandemie. Deci a venit pandemia asta COVID-19, acum sunt puțin cinică, a venit și cu lucruri bune, dar cu mai multe rele. Asta clar. Ideea este că trebuie să înțelegem faptul că omul, așa cum este ființă socială, este și o ființă care se poate adapta foarte ușor tuturor condițiilor care îi sunt impuse. Așa că atâta timp cât suntem sănătoși, cât îi avem pe cei dragi alături, cât suntem, înțelegeți, metaforic vorbind, cât suntem, lucrurile se pot schimba și treaba este bună. Dacă nu suntem sănătoși, n-avem nimic. Asta este clar. Atâta timp cât îi avem pe cei dragi aproape, cât avem familia alături, suntem mai bogați decât credem și oricât de clișeic ar suna și ar părea, fericirea și bucuria stă într-adevăr în lucrurile simple, în lucrurile alea care nu se văd. Am învățat asta și am simțit asta prin toți porii, credeți-mă. Poate am avut curaj de foarte multe lucruri și din cauza anului ce a trecut, pe care mulți ar vrea să-l șteargă din calendar. Chiar discutam cu cineva acum că, băi, 2020 ar trebui să fie șters, ar trebui să fie sărit. Adică eu nu fac 30 de ani, acum fac 29 dacă îl sărim pe 2020. Dar am avut curaj să fac mai multe lucruri și uite, am avut curaj să mă apuc și de canalul ăsta de YouTube. Am zis, băi, dacă nu acum, atunci când? Adică de ce să mai aștept? Uite-te cât este de fragilă viața și de cât de ușor atârnă ea de un fir de ață. De ce să nu fac lucrurile pe care mi le doresc să le fac? Asta vă sfătuiesc să faceți și voi. Să fiți responsabili,
să faceți lucrurile pe care doriți să le faceți, să vă iubiți pe voi, să iubiți viața și astfel veți putea să-i iubiți și să-i apreciați și pe cei din jurul vostru. Bun, nu o să mai pălăurăgesc mult asta pentru că am vorbit destul și sper că a existat fir logic și raționament în ceea ce am expus eu astăzi aici. Vreau să-mi spuneți cum v-a schimbat pe voi pandemia COVID-19. Sper că nu ați trecut prin tragedii, sper că v-ați schimbat așa doar la nivel psihic și atât, că nu v-ați schimbat din alte puncte de vedere. Și vreau să-mi lăsați în comentarii treaba asta. Vreau să-mi spuneți ce subiect ați vrea să mai abordăm. Până data viitoare, eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit pe Instagram să-mi dați un follow dacă aveți plăcerea aici, să-mi lăsați un like și un subscribe, bineînțeles, dacă aveți plăcerea. Iar până data viitoare, eu vă doresc sănătate și toate cele bune!